Salutare tuturor, sunt Galaxy pentru un nou video din Red Dead 2. În acest episod vom face misterul cu criminalul ăsta în serie. Vom trebui să recuperăm vreo 3 indicii, dacă nu mă înșel. Până ce ajungem la aici, o să vă arăt unde găsim primul indiciu. Este mai jos un pic de Valentine. Cum mergem către primul câmp, aici este liniile ferate. Normal vedeți, cred că ați mai trecut pe aici. Și trebuie să coborâm în jos. Ok, și ne vom lua aici un pic de lumină. Și după cum vedeți, deja vedeți doar răvășiți de oameni și tot felul și scrie Lucky me work. Uite-te în lumea mea, cred că nu prea știu tare bine engleza. Și primul indiciu îl găsim aici, unde vedem un cap de om și luăm o hartă. Deci nu putem să citim, să întoarcem, nu găsim nimic. Indiciu criminalului, partea 1 de mapă. Ok, după ce ne vedem la al doilea indiciu. Bun, am ajuns la al doilea indiciu, am să vă deschid mapa mare. Aici este Valentine, aici am găsit primul indiciu. Al doilea. Veniți un pic mai la stânga, aici lângă râul ăsta de Dakota Rivers. Și aici este calea ferată și după cum vedeți, dacă o cheam sau punctul, când ajungeți aici o să vă apare X-ul ăsta pe mapă. Și cum că vă zice că mai este deja un corp. Ok, eu sunt aici și o să mergem. Și normal când ajungem o să vedem din nou numai tot scrisul ăla în albă. Da. Vedeți? Unde sunt? Deci aici chiar este dezastru ce a făcut. Și este ca în primul, al doilea indiciu, what the fuck, de ce vorba singur? Al doilea indiciu este tot în tu cap unde au distrus tot, a făcut asta. Unde... Ok, aici putem să întoarce și... You find me. Ok, să mă regăsești. Deocamdată nu avem tare mare indiciu, doar ăsta a distrus tot aici, what the fuck. Wow. Bun. Ok, ultimul, ok, când suntem la al treilea indiciu ne vedem acolo. Am ajuns la al treilea indiciu, dacă vedeți aici este roz, aici este cultura, Braiuit manualul și un nou manualul ăla și dacă vedeți aici scrie Mia Dios și tu mă pun, vă puneți puntul pe săul ăsta și veți vedea un copac destul de mare și ca de obicei cum apăreți aici deja vi se pune un semn pe mapă și va trebui să găsiți fără deja am și găsit. Ok, aici tot un... da unde că nu-l văd? A, uite-l. Deci deci acum cred că vom avea mai multe informații despre criminalul ăsta sau persoanele astea care fac. Ok, să întoarcem și... deci avem acolo sus. What the fuck, este un cod? Da. Este 634 32. Ok, să o punem în buzunar. Carta. Ok, zice că am reconstruit mapa. Mă găsești? Știi tu să mă găsești? Am să te găsesc. Ok, când suntem aproape, ne vedem acolo. Am ajuns la ultimul loc. Este tu mai jos un pic de Valentine, dar nu ne arată punctul semnul exclamării.
adică semnul întrebării, până când suntem prin zona asta și, cum vedeți, este pe aici, pe undeva. Nici eu nu știu sigur. Ba, uite, asta e drept. Mai dacă nu mă înșel. Aici, da, uitați, aici este... Să deschidem. Persoană să ne aprindem becul. What the fuck? Deci vedeți și voi ca mine ce aici. Azi niște scrisori. Hai să ne uităm să vedem ce scrie. Să citim, ok. Către redactorul șef. Trebuie să zic că sunt foarte... Îmi fac griji pentru tine și lipsa de informații în jurnalul despre crimele recente comise în regiune. Și cu palbile acestei crime trebuie să fie o persoană foarte inteligentă și foarte ciudată. Acest individ este un real pericol pentru publica... pentru oamenii care citesc aceste cărți și probabil pentru redactori. Și vă sugerez ca să vorbiți cu această persoană și cu acțiunile considerate care le-a făcut. Că Dumnezeu să vă vină în ajutor, mult noroc, un om îngrijorat. Ok, mai este încă una. A, asta este mai lungă. Ok. Dragă Emerand, câteva muște m-au mușcat în acest ultim timp și când am mâncat, tot timpul a fost o mare plăcere pentru mine și am fost foarte... Ești tot timpul obosit, distrat și foarte agitat câteodată, chiar toate aceste trei lucruri la un loc. Și cred că ești departe de casă. Am această decizie de că căsătoria noastră a trecut foarte mult timp cu mine, doar nu m-aș fi fost așteptată la o companie ca tine și poate că nu sunt o femeie care trebuie. Și dragul nostru vecin m-a informat că ai venit foarte îngrijorat în orice oră a nopții. Asta nu vreau să zic că ai o relație cu care m-a informat mama ta și sper că este pe gustul tău, manierele și compania ei de câțiva ani. Și am un spirit deschis și mi-ar plăcea foarte repede să mă explice asta. Mama ta își face griji pentru tine, pâsă, te rog. Sper că mănânci bine și că dormi bine. Doctorul Frigmentar mi-a dat, ok. De la mama sa, să ne punem na, pe lumina. What the fuck? Uite macetea. What? Am știut că vii după mine. A fost doar o prostă surpriză, sau poate amândouă. Poate este o prostă surpriză și a știut cam să fiu aici, deci... Asta-i. You should think about that. A trebuit să te gândești. Save yourself. Thinking evitează about să te evită ca să gândești și să vii cu mine. Și acum nu am să te mint.
Nu o să fie nici agreabil pentru tine și nici amuzant. În sfârșit o să pot să mă amuzez și eu un pic. Nu o să fie prea agreabil pentru tine. Ok, nu mai este nimic aici. Ok, zice ca să legăm. Să vedem ce se întâmplă. Ok, să luăm. Știu că dacă zice să legăm, ar trebui să și luăm. Și să ducem în biroul de șerif. La șerif. Ok, dar nu văd nimic. De fapt, dacă m-a ținut, cred că... Să-l punem pe cal. Dacă în Valentine vom merge, că nu este prea departe. M-am așteptat să fie cineva un fricoșitor, dar tipul ăsta pare să fie un... M-ar veni un tocilar. Zice ca să luăm pe necunoscut. Ok, hai să luăm. L-am găsit pe tipul pe care îl căutați. Ce tip? Nu am cerulă pentru acest. Pune-l aici. Pune-l jos. Cine e? N-a făcut nimic bun. Foarte multe dispariții din cauza acestui an. Acest porc are ceva în capul său, da? Ar trebui să îl arunci direct în beci. Sau să-l arunci de pe o cascadă, înțelegi? Da, haide aici. Mă numesc Edmund. Edmund Lowry, Lowry Jr. Și o să vă amintiți de numele ăsta, da? Nu mi-e frică. Bine, a trebuit să-ți fie. O să mă țin cum trebuie. O să-ți găsesc un avocat. What the fuck? Scapă-mă de el. Mulțumesc. Doamne, ce monstru! Cum ai zis? Cineva trebuie să-l trimite la el, a fost foarte multe victime. Sunt foarte mulți nebuni în zona aceasta. Ține, ca să te compenseze eforturile tale. Unde este adjuantul când am nevoie de el? Ok, am terminat acest mister. Și dacă vă place, nu uitați să vă abonați și mai am câteva mistere, dacă am cel puțin 3 like-uri, am să vă mai pun un nou video cu un nou mister care sper să vă placă. Ok, până la data viitoare, ciao, ciao!